Salut! Nu suntem în Provence, în Franța, suntem în grădina Jardinero și astăzi vreau să mulțim lavanda. Această plantă aromată deosebit de frumoasă și deosebit de plăcut mirositoare. Eu am o tufă în grădină în vârstă de vreo 3 ani, din care pot obține cu ușurință butași pentru multiplicare. Așa că astăzi vom face împreună această operațiune. După ce recoltăm câteva rămuri bătrâne din această tufă de lavandă, cu foarfeca de viță de vie, pentru că părțile de tulpină sunt lemnoase și sunt dure, trecem la separarea lor de partea dură a tulpinei, deci tulpina mai bătrână de 2 ani, care are o grosime mai mare decât a creionului. Noi vom reține doar ramurelele în vârstă de un an. Deci trebuie să aibă minim un an pentru ca tulpina să fie lemnificată, pentru ca astfel să producă rădăcini sănătoase și viguroase. Lungimea acestor butași este de aproximativ 8-10 cm, iar grosimea lor este asemănătoare cu mina unui pix. Ca această ramură groasă, care are grosime mai mare de grosimea unui creion, nu o vom folosi. Folosim pentru înrădăcinare și o mică ceapă pe care o dăm răzătoarea mică. Folosim ceapă pentru că ceapa conține auxine. Auxine care favorizează înrădăcinarea. După ce ne alegem recipientele în care vom pune acești butași, le umplem cu pământ de flori. Cumpărat din comerț, care conține și 50% turbă. După aceea luăm fiecare acest mic butaș. Îl dăm prin zeama de ceapă, pe care am obținut-o prin răzătoare și le înfigem în pământ. Nimic mai simplu, operațiune la îndemâna oricui. Și repetăm operațiunea până terminăm tot stocul de butași. Îi așezăm într-un loc luminos, dar ferit de razele directe ale soarelui. Atâta doar. Faceți și voi operațiunea aceasta, suntem în perioada favorabilă, septembrie, octombrie, până la primăvară vom avea noi butași. Multă sănătate și aveți grijă de voi și de florile voastre!